nu o să respect Constituția și legile țării și să fac bună credință tot ceea ce stă în putere și priceta mea pentru binele locuitorului municipiului Suceava. Așa să ne ajute Dumnezeu. Domnule secretar general Paul Stănescu, domnule președinte al Consiliului Județean Gheorghe Șoltan, domnule prefect al județului Suceava Alexandru Moldovan, doamnelor și domnilor parlamentari, doamnelor și domnilor consilieri locali, dragi colegi, distinși invitați și, de cum în ultimul rând, distinși reprezentanți ai presii, dragi suceri. Astăzi, în fața dumneavoastră, am depus jurământul de a respecta Constituția și legile țării și de a face cu bună credință tot ce stă în puterile mele și priceperea mea pentru binele locuitorului acestui oraș. În aceste cuvinte simple, dar profunde, se regăsește esența responsabilității pe care o am față de orașul nostru și oamenii lui. După două decenii de continuitate, în momentul acesta marchează nu doar o schimbare de lider, ci și o schimbare de viziune și de direcție. Ne aflăm într-o perioadă marcată de provocări economice majore, care ne solicită să demonstrăm că putem face performanță, că putem transforma într-o viziune în realitate și că împreună putem face Suceava bine. Acest angajament nu este doar un slogan de campanie, ci o promisiune solemnă alături de jurământul pe care l-am depus astăzi în fața dumneavoastră. Schimbarea de viziune pe care o aducem nu este doar un scop, ci un mijloc de a ne atinge obiectivul comun. Să construim un oraș care funcționează bine pentru toți, să avem o administrație transparentă și eficientă, care să răspundă prompt și corect nevoilor fiecărui sucedean. Sunt conștient că este dificil, dar nu e imposibil să mulțumesc pe toată lumea. Totuși, în fața provocărilor pe care le întâmpinăm, trebuie să recunoaștem că, în spiritul democrației, doar deciziile care reflectă voința majorității sunt garantul pentru progresul și stabilitatea orașului nostru. Îmi asum, așadar, responsabilitatea de a asculta vocile din comunitatea noastră, de a colabora strâns cu Consiliul Local și celelalte autorități locale, regionale, naționale și, bineînțeles, cu partenerii străini actuali și viitori, pentru a face ce este bine pentru Suceava. În toate acțiunile mele voi căuta să-mi respect jurământul. Să fac bine și să pun întotdeauna interesul public mai presus de orice interes personal sau de grup, pe nemulțumirea lui. Permiteți-mi de asemenea să mulțumesc domnului prim-ministru Marcel Ciolacu pentru prezența domniei sale astăzi aici. Faptul că ne vizitează constant este dovada incontestabilă a interesului domniei sale pentru Suceava. Vă asigur, domnule prim-ministru, că atât eu cât și colegul meu, Gheorghe Șoldan, ne vom da tot concursul să confirmăm un nivel mare de așteptări din partea sucedenilor. Iar dacă vom avea sprijinul dumneavoastră și al echipei, acest lucru va fi mai ușor. Între paranteze, vreau să vă spun, domnule prim-ministru, că ați probat din prima la Suceava credibilitatea, mizând pe Șoldan și Râmbu, care au câștigat. Acum așteptăm să câștigați dumneavoastră cu cele mari emoții. În încheiere, vă mulțumesc tuturor pentru încredere acordată la vot în 9 iulie. Și, dacă îmi permiteți, aș mulțumi în particular, sau public, de fapt, mai întâi public, dar familiei mele, care mi-au dat încredere și m-au susținut. În toată această perioadă până acum, am avut ocazia să mă familiarizez în detaliu cu toate aspectele administrației locale și, deși multe schimbări sunt necesare, am identificat și elemente performante pe care eu și echipa mea ne vom baza pentru a construi mai departe o administrație eficientă,
și orientată spre binele comun. Aici fac loc unui gest de mulțumire față de domnul Ion Lugu, primarul Sucerii timp de 20 de ani. Cum să vă spun, lasă o moștenire bună, pozitivă, noi administrații și vreau să vă garantez tuturor inclusiv dânsului că vom duce proiectele începute la bun sfârșit și nu vom avea niciun fel de regine în a recunoaște o anumită paternitate. Dar și cu această paternitate sunt niște mici mari probleme. Până la urmă, esența, deci sursa din care noi facem câte ceva, provine de la toți. Cei care sunt în plunte și declară, nu știu, lucrări închise sau taie fabrica, eu sunt dragi și mai trebuie. Și noi facem datoriile conform fișei postului. Așadar, vă asigur din nou, așa cum am jurat, că nu voi preconvinți niciun efort pentru a merita încrederea care ține și cu mine și clipa mea și a transforma Suceava într-un oraș de care suntem cu toți în mână. Facem Suceava bine! Domnule prim-ministru, vă rog să ne faceți onoarea, plăcerea, scurt, să-ți rezolvăm.